Bună dimineața! Bună ziua! Ne s-au stricat planurile. Ne s-au stricat planurile de tot. Azi dimineață, cât suntem azi? Nu știu cât suntem azi. Azi dimineață au anunțat din Thailanda că nu se intră în țară până pe 30 iunie. Ideea era, după cum bine știți, să mergem acum, pe 1. Noi suntem în cazare aici pe 9 și pe 9 să fi plecat în Thailanda, dacă nu am zis că mă duc în Spania. Faza e că către Spania poți să zbori doar din Jakarta și biletele sunt 1000 și ceva de euro. Și Thailanda acum s-a sucit, au zis că deschid pe 1 iunie și acum au zis 30 iunie. Sunt praf, sunt cu nervii la pământ, m-am enervat, am făcut crize de nervi azi dimineață, am intrat în panică puțin. Dar nu contează, ideea e că astăzi mergem într-un loc care e foarte faimos aici și eu nu știam de el, mi-a spus un prieten. Se numește... Stai, vă zic acum, să nu pic. Aici dau cut și voi nu o să vedeți asta. Depot Chandra. Vine lume din toată Indonezia doar să mănânce aici. E o mâncare tradițională de porc, se numește Babi Guling și e cel mai bun din toată Indonezia. Vin foarte mulți oameni aici. Spicy. Și un pic spicy. E un porcușor din ăsta mic, între 5 și 8 kg, făcut roasted, așa frumos. Ăsta e locul. Ia uite, au om la parcare aici. Nu e cunoscut de turiști, dar vin foarte mulți asiatici. Vin cu autobuze întregi aici să mănânce și după cum vedeți, pe vreme de pandemie, totuși e lume înăuntru. Hai să gustăm să vedem dacă își merită faima. Stai că i-am combinat să-mi arată pe aici unde pregătesc mâncarea. There? Yes. Meat, vegetables and this sate. This is meat? Meat, yes. Okay. Vegetables, sate and sauce, chili. Inside. Okay. Ah, inside. Yes, and skin. Very nice. This, but what is Babi Guling? What is? Is just pork? Yes. Roasted. How long? Suckling pig. How much time roast? 2 hours. 2 hours. Yes. Ah, okay. Do you want looking process? Can you show me? Okay. Thank you. Mamă, ce de treabă, să mi arată procesul, cum se face. Ia să vedem. Thank you so much. Okay. Ia să vedem. Oamenii sunt super faimoși în tot Bali. Hello. Wow. Hello. Mamă, ia uite-l cum stă fratele meu acolo, ești nebun la cap. Mamă. 3 hours. Yes. How many you do in one day? No, one day. One Monday or three. Three pigs? Yes, one day? Pigs. Ok. Trei porci. Nu știu dacă înțeles. Trei porci din ăștia servesc într-o zi. This is soup? Yes, pork soup. From the fat? Yes. Ah, okay. Da, din grăsime și porumb se face supă. Okay. We try it now. Okay. Okay. Try? Yes. Okay. I want to try. Okay. Thank you. Mas, Luco, thank you so much. Thank you. Știi cum stă porcul și îl învârte la rotisor așa? Mam, la rotisor e pe un băț mare și îl învârte așa și numai fum înăuntru. Mam. Supa miroase foarte bine. Asta e supa de Babi Guling. Chili. This spicy? Asta e locul, așa-i găsiți dacă vreți pe toate rețelele sociale. De-aia nu e reclamă, Doamne ferește. Dar sunt niște oameni super mișto și ne-au adus aici. Asta e cam bucăți diferite din porc, cu supă și cu ăsta care e foarte spicy, gustăm acum. Asta e el plato estrella.
arată rău. Asta e spicy. Dar e foarte bun. E bun? Stai ca am întrebat, să-mi spun exact ce am aici. What I have here, what okay. This is? Skin. Focatabras, jackfruit. Jackfruit? Yes. Okay. And focatabras, sate. And this? Jackfruit. Ah, this is jackfruit? Yes, with coconut mix. Ah, jackfruit with coconut mix, okay. And this is meat, all meat. Only okay. Meat. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. Mamă, ăsta e jackfruit cu lapte de cocos? Jackfruit ăsta ce? Da, și ăsta ce? Vreau să gust. Asta e spicy rău. Nu știu dacă se vede. Dacă vrea camera să dea focus, ia. Carnea se topește în gură, deci e blană. Și ia uite-l aici. Favoritul zilei. Super bun, dar chestia asta pișcă, nu se joacă. Și o mai e și asta dacă vrei să joci la următorul nivel. Jumel, ha? Asta ce-o fi? Acum înțeleg de ce vine atâția oameni aici. Ați văzut cum arată porcul ăla? Și cu toate mirodenile lor, e beton. E puțin picant. Dacă nu mănânci picant deloc, probabil nu o să-ți placă. Eventual șoricul ăsta care e... Ăsta e... Oh. Vă las să vă curgă balul un pic. Gata. Hai, vă șterg. Deci gândiți-vă că este pe timp de pandemie. E ora 1. Și am cerut dacă poate să ne mai dea și nouă niște șoric și a zis peste 2 ore, dacă vrei, pentru că s-a terminat, nu mai avem. Deci într-o zi, pe vreme normală, aici se fac cozi enorme. Vin oameni de peste tot să mănânce aici, la locul ăsta. General, turiști asiatici sau localnici. Să vedem și prețul. Da, am găsit cărnați. Vreau să-l gustăm și pe ăsta, să vedem. Cu camera pornită, dacă o iau la fugă, înseamnă că pișcă rău. Cum iasă șarpele din Adidas cu muzica asta. Mom! E bun! Ca la noi! Mi-adun numai cărnață! Mom! Cum e cărnață, e ca la noi, a fumat! Mom! Dacă veniți vreodată, axați-vă pe cărnaș și pe șoric. Dacă ajungeți într-o... Ajungeți de vreme, când îmi caut tot stocul, șoric și cârnați, bagă, mamă, cum e, mamă. Nu dă focus pocus camera, că nu vrea. Nu contează. Pișcă, a merge. Stingi cu supa asta. Stați puțin că mi-a venit și desertul. Mama mea, că mi-l iau și mi-l pun la gât, mi-l fac lanț. Fai. A adus cam mult. Dar ne descurcăm cu el. Pișca pentru mine, pișca. Cârnațu? Nu. Ăla da, cârnațu nu. Deci un platou ca ăsta pe care l-ați văzut costă 50.000 de rupii. 50.000 de rupii undeva la 3 euro. Tot platou la ușorii, cu carne, cu cârnați, cu toate... Orezul și supa sunt gratis. O să cer de câte ori vrei tu. Și un cârnaț, cum am luat ăsta, bine, și mai era unul, 80.000. 4,50€ ceva de genul. Deci, frigăruile 30.000, e foarte, foarte ieftin. Foarte ieftin, ținând cont de calitatea mâncării, adică oamenii sunt vedete în sat aici. Foarte mișto. Cârnaț mai e acolo unul pe care o să-l luăm cu noi, că mi-a trimis un mesaj frigiderul meu și a zis că vrea să stea cu el. Rolo, că am mâncat tot. Bravo, fata mea. Am mâncat și nu era spicy. Sunt mândru de tine. N-am înțeles când am întrebat atunci în spate. Fac 10 porci pe zi, nu 3. Și în zi de sărbătoare, Crăciun, Revelion, până în 30 de porci zilnic.
Îți dai seama, 30 de poșnea să servești în fiecare zi și acum, pe timp de pandemie, 10? Porcul ca porcul, dar acum e timp de... Cafea! Oameni, cum îi scriezi cu ochii, dacă ar putea să-și bage cafea în venă și-ar băga. Stai bine, băiatul meu. Pune-i centura ăla. Pune-i centura ăla, cărnați, nu cumva să-l pierzi. Rog din suflet. Așa. Să ai grijă, trebuie să iau și un scaunel de la pentru copii. Mamă, câtă lume e aici, de ce mă întâlnesc? Mamă, ce e aici, mă? Fii atent că asta e cafenea și agenție imobiliară în același timp, e nebun. Ia uite ce a venit aici. Mă, ce mișto e asta. Am barele pe aici. Savarina mea la pachet. Am împuțit mașina, deci cum mirosea mașina, cărnați. Dar nu puteam să-l las, îmi pare rău. Asta cu centură, cu tot. Deci da, eu aș spune că în momentul de față, țineți minte că am zis, dacă nu se deschide nicio țară până pe 8 iunie, când împlinim noi 3 luni în Bali, mă duc către casă. Deci 70%, 75%, chiar 80% spune că luna iunie, jumătate lunii iunie, o să începe să vedeți vloguri din Spania. Sper că o să vă placă, e mult mai factibil pentru mulți dintre voi să vă faceți o vacanță, o excursie în Spania, de exemplu, decât în Thailanda sau cine știe unde, deci cred că o să fie interesant. O să descoperi și locuri pe care nu le știți, stai vine scuterul și mă dă de toți pereți. Așa? Problemele sunt, Thailanda nu deschide până pe 30 iunie. Zic, acum și după asta putea să dea iară. Mexicul e prea scump biletul, prea departe, prea riscant. Nu mă risc, traversez planeta acum. Și pe ceasa asta. Nu, număriți că n-are rost. Așa că, în momentul de față nu există niciun zbor din Bali către Europa. Toate sunt din Jakarta. Ca să ajungi în Jakarta trebuie să iau un zbor care mă va costa o grămadă. Zborul din Jakarta către Europa la fel mă va costa o grămadă. Trebuie să iau o autorizație de la ambasadă să-mi dea permis ca să zbor în Jakarta. E foarte complicat. Dar am speranțe pentru că Laura și eu nu zboară în România pe 9 iunie. Dacă e un zbor cu Turkish către Europa... Clar, sunt mai multe, adică cel puțin până în Istanbul pot să ajung, o să încep să caut bilete către Turcia-Madrid sau ceva de genul, sau cu alte companii. Problema e că în momentul de față cam toate zborurile sunt undeva la 1000, 1000 și ceva, un prieten nostru pleacă mâine, a dat 1300 de euro plus zborul de aici în Jakarta, ceea ce pe noi ne-ar costa dublu pentru că suntem doi, bineînțeles, și nu prea e mișto să plătesc acum 3000 de euro pe bilete, când eu cu 3000 de euro aș putea să mai stau aici 2 luni. Dar da, 90% ne întoarcem în Spania și veți vedea vloguri din Spania. De la plajă frumos. Trebuie să... Hello, how are you, my friend? Ah, fine, I'm making a vlog. În Spania, când a ajuns, s-a dat legea acum 2-3 zile, 14 zile de carantină obligatorie, acasă. Problema e că eu n-am casă, trebuie să o rezolv și pe asta, că eu casă nu mai am. În mod normal ar începe sezonul acolo, în zona unde stăm noi, la plajă, acolo pe litoral, dar acum nu cred că va fi o problemă să găsim vreo casă liberă. Și da, ăsta e planul, ne îndreptăm către casă. Thailanda ne-a dat țapă, Mexicul e departe, trebuia să fim în Canada la ora actuală, dar se pare că în loc să fim în Canada, o să fim în Casada, în casă. În Casada. Și ăsta a fost vlogul de azi. Până în următorul... Ne vedem pe Instagram, Cristi și Ralu, acolo răspundem la orice întrebări. Și eu mă văd cu cărnațul ăsta, că a fost cel mai minunat Babi Guling, Babi Minune. Superb. Miroase. Ne auzim pe live-uri și mai stăm de povești. Nu uitați că vă iubim. Mulțumim tuturor. Ciao, ciao. Bă, să nu vă dezabonați, că nu se termină călătorii toate, că Spania e mișto, credeți-mă. Și odată ce sunt în Europa, poate vin să vă vizitez pe acasă.